Salut tuturor și bun venit la un nou video. În acest video ne vom uita la istoria Uniunii Europene. Uniunea Europeană a fost creată pentru a pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de țările din Europa. În prima jumătate a anilor 1900 au fost două războaie mondiale, unul ce a durat aproximativ 4 ani și altul ce a durat aproximativ 6 ani. În primul război mondial au murit undeva la 20 de milioane de oameni, iar în al doilea război au murit 75 de milioane de oameni. Însă, înainte să fie numită Uniunea Europeană, ea se chema Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, CECO mai exact. CECO a fost creată în 1951 de către 6 țări prin tratatul de la Paris. Cele 6 țări au fost Franța, Italia, Belgia, Luxemburg, Germania de Vest și Olanda. Regatul Unit a fost invitat, dar nu a acceptat. 6 ani trec și încă două organizații au fost formate de către tratatul de la Roma. Ele erau Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Comunitatea Europeană, care erau alcătuite de aceleași 3 țări. În 1960, o asociație nouă este creată, una rivală, Asociația Europeană a Liderului Schimb, de către Austria, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Elveția, Suedia și Regatul Unit. În 1961, Regatul Unit aplică să intre în CECO. 2 ani mai târziu este respinsă din cauza lui Charles de Gaulle, președintele Franței. În 1965, un nou tratat a combinat Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului într-un corp nou, Comunitatea Europeană. 2 ani mai târziu, Regatul Unit aplică iar să intre, însă este respinsă de același gol. În 1973, Regatul Unit aplică pentru a 3-a oară și este acceptat. Danemarca și Irlanda intră și ele. Norvegia a fost acceptată, dar după un referendum național, oamenii au vrut să nu intre. În 1979, primele alegeri europarlamentare sunt ținute și în același timp este introdus mecanismul european a ratelor de schimb. Rolul ei era să reducă variabilitatea cursului de schimb și pentru a atinge stabilitatea monetară în Europa, în pregătirea pentru Uniunea Economică și Monetară, precum și introducerea unei monede unice, euro. 2 ani mai târziu, Grecia intră în Comunitatea Europeană. În 1985, tratatul Schengen este semnat, creând o zonă fără margini pentru majoritatea statelor membre. În 1986, Spania și Portugalia intră în Comunitatea Europeană. Trec 6 ani și tratatul de la Maastricht este semnat, creând Uniunea Europeană, care a schimbat Comunitatea Europeană. În 1995, Austria, Finlanda și Suedia intră în Uniunea Europeană. Norvegia și Elveția trebuiau să intre și ele, însă nu au mai vrut după un referendum național. În 1997, tratatul de la Amsterdam a fost semnat, care avea ca scop să dezolve securitatea și protecția socială. Un an mai încolo, Europa începe discuțiile cu Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria și Polonia. După 12 luni, încep discuțiile și cu România și Slovacia, Latvia, Lituania, Bulgaria și Malta. În 2002, euro este introdus și devine moneda oficială a Austriei, Belgiei, Finlandei, Franței, Greciei, Irlandei, Italiei, Olandei, Portugaliei și Spaniei. 2 ani mai încolo, Cipru, Cehia, Estonia, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria intră în Uniune. În 2007, tratatul de la Lisabona este semnat, unde puterile Parlamentului European sunt lărgite. În același an, România și Bulgaria intră în Uniune. În 2013, Croația intră în Uniunea Europeană. În 2016, un referendum este creat de către Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană. În 31 ianuarie 2020, Regatul Unit face istorie. Este prima țară să părăsească Uniunea Europeană. Momentan, Uniunea Europeană are 5 candidați. Ei sunt Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania și Serbia. Uniunea Europeană mai semna și acorduri cu Georgia, Moldova și Ucraina. Acum este de așteptat. Ce țară crezi că va fi următoarea să intre în Uniunea Europeană?